Efectivul de salariați din județul nostru s-a majorat sensibil în prima jumătate a anului. Datele Direcției de Statistică Maramureș arată că până la finele lunii iunie au fost înregistrate 115.686 persoane, în creștere cu 2.125 persoane față de sfârșitul lunii decembrie 2021. Distribuția salariaților pe sectoare de activitate evidențiază că cea mai mare pondere o dețin serviciile, cu 52% din total, urmată de industrie și construcții cu 45% și agricultură, silvicultură și pescuit cu 2%. Județul nostru a reușit să atragă forță de muncă nouă, în special în servicii, unde au fost angajate 1110 persoane, dar și în industrie și construcții sunt 972 de salariați în plus. În domeniul în agricultură, silvicultură și pescuit, numărul salariaților a crescut cu 43 de persoane. Referitor la veniturile angajaților, potrivit oficialilor DGS Maramureș, câștigul salarial mediu nominal brut în luna iunie 2022 a fost de peste 4.900 lei, în scădere cu 0,9% față de luna precedentă. Pe principalele sectoare ale economiei, câștigurile medii salariale brute au fost de 4.007 lei în agricultură, silvicultură și piscicultură, de 4.810 lei în industrie și construcții și de 5.228 lei în domeniul prestărilor de servicii. În luna iunie 2022, câștigul salarial mediu nominal net a fost de 3.106 lei, în creștere cu 0,6% față de luna precedentă. Pe sectoare ale economiei, câștigurile medii salariale nete au fost în agricultură, silvicultură și piscicultură de 2.500 lei, în industrie și construcții de 3.100 lei și în domeniul prestărilor de servicii de aproximativ 3.140 lei.